Viitorul României s-a distrat în cluburi cu mulți decibeli. DJ-ii și barmanii au încins rapid atmosfera, dar toată lumea era deja pregătită. Fetele aleseseră cele mai decoltate ținute, iar cei mai curajoși sau mai arătoși dintre domni au început să-și desfacă nasturii de la cămăși, unul câte unul. Români au ales să petreacă noaptea dintre ani în club. Au dansat și au băut până dimineață. Cum e în club? Foarte bine! Cu cine ai venit? Singur, cu băieții. Atmosfera, cum ți se pare? Super! Și pentru că nu avea cum să lipsească ceva dulce de pe masă, organizatorii le-au pregătit petrecăreților și torturi. Banatul a vrut să fie și fruncea distracției de rebelion, iar pentru asta au muncit și domnii, și domnișoarele, și barmanii. La Constanța, ringul a fost încins de dansatoare. Unele au oferit și show privat. Și la Alba, cluburile s-au umplut de petrecăreți, iar petrecăreții de băutură. La un preț promoțional de 139 de lei, le-am oferit free bar cu absolut toate băuturile. Cu liber la licorile din bar, cheful de distracție a venit imediat și nu a mai plecat până dimineață. Bucurie!